Salutare la toți! Voi Sergiu și Cristina. Și azi noi ne ducem să luăm niște cadouri la copii. Da, nici nu știm, adică avem careva idei. Mi-a spus Alex că vrea robot, a scris acolo scrisorică, da. Și pentru Ariana a scris o păpușă cu un bebeluș. Dar vorbim aici cu tati, ne mai gândim doar atât să le luăm, poate mai găsim și câte ceva, da. Adică să nu fie doar un cadou. Ne-au cerut niște cadouri modeste, simple, nu prețioase, așa că poate o să mai găsim câte ceva să le luăm pentru Crăciun. Și s-a deschis și un magazin și l-am lucrat foarte tare cu Sergiu să mergem la magazinul acela. Știu că sunt ambuteiaj, acum lumea merge în cruci, da, în da, colo, e în mare ambuteiaj acum, dar vreau ducem să vedem. Să-mi iau eu și eu un cadou ca de Crăciun. Mașina lui Moș Crăciun. Moș Crăciun. E poștă. E poșta Moldova. Poșta? Da. Pur și simplu a făcut-o și super. Foarte super și luminit. Da. Foarte frumos. Interesant. Far nu se simte deloc, că e... Vine sărbătorile. Da, peste o săptămână, practic, e anul nou și nu se simte. În America am văzut, nu în America, în Rusia am văzut că este zăpadă. Ei, cred că în porțile de nord sau chiar și în Moscova. În Moscova? În Moscova, da. În Moscova am văzut zăpadă, da. Iarăși noi n-o să fie. Și așa ghinișor, așa știi... Așezat, da? Alb tăt și dacă e frig nu-i țărfuială. Da. Și foarte super. Noi i-am văzut pe Facebook, cineva a făcut o babă de zăpadă din varză. A spus că anul acesta cred că așa o să fie baba de zăpadă. Da, da. Să facem din varză? Să facem și noi din varză. Din glod! Să găsim așa o varză mare, una mijlocie și una mică, știi? Facem măcar în casă. Să punem în curte? Nu, și în casă, poate. Pe masă. Babă de zăpă, nu? Serios. Serios? 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 Ariana la noi așa zice. Serios? Ar fi fost foarte bine dacă era zăpadă. Uh-huh. Și foarte greu pentru acum, chiar cei care vreau să meargă undeva la munte sau chiar, nu știu dacă se permite. Cam e greu cu circulația, așa că, în general, nu o să fie corporativi, cum erau în anii precedenți, făceau și în restaurane, acum o să fie da, tot închis. Și am vrut să ne ducem la munte. Noi am vrut foarte mult la munte, da. În anul trecut am fost așa super, a fost. Am fost n-am pe niște kilometri. Foarte bine am petrecut. Am fost pe 2 zile, mă trecut. Mamele, da. Am fost la Brașov. Brașov, în general... Da, am fost de vreo 3 ori și da. Foarte super. Da, anul ăsta... Anul acesta, da. La Ikea, gândit că am dovedit și am fost. Da, noi după ce am fost la Ikea, a trecut puțin timp și s-a început listi roșii, carantine, lockdown, acum o să începem. Da, am reușit. Nici bunica nu o să vină, mama lui Sergiu nu o să vină din Grecia, că nu, lockdown, nu se permite. Lockdown, da, da. Și copiii vor foarte mult să vadă pe bunica. În realitate, sigur că noi atâta vedem. Skype, în fiecare zi, da. Skype. Ei s-au obișnuit la sărbători să fie aici, iarna să petreacă mult timp. Da. În căutare la robot. Să vedem ce am robot. Am văzut ceva aici, cosmetic pentru Ariana. Sper că o să-i luăm pe micadou, cosmetic. Cosmetică? Aha. Blonde, da. Dar sunt și set-o. Mai puțini, dar mai buni. E ca bombe, dar în formă de căluțe. E mai bine este. A, uitați, vă spunem că ne-am luat și cadă. Și trebuie să o pun zilele astea, să o instalez. Și pentru asta avem nevoie de bombe de apă pentru Ariana. Aha. Dar nu știu, să-i luăm, nu-i prea mic. Asta când deschizi, se deschide și de jos, da? Da, toate aha, trebuie să deschizi. Aha, ești super. Aha, robot. E robot, da. Sunt aici, căutăm. Robot. Super Mario. Am luat niște cadouri de la primul magazin. Da, pentru Alex n-am găsit nimic. Alex, da. Acum este mare și este mai complicat să găsim ceva. Da, deja... Vrem, noi cred că o să luăm sau un cadou sau două, dar bune. Ariane i-am luat, da? I-am luat două. I-am până luat, când Ariane. O să mai luăm un set. Ariane mai e repijoar și mai ieftin cu mult. Mai micuță, da. Da.
da, dar oricum nu puteam să-i luăm doar un cadou lui Alex, pentru că să nu-i pară că el nu înțelege încă în bani. Și dacă o să luăm doar un, da, un cadou... Da, să iei unul bun, dar zic că are da, două, trei, dar nu e unul. Eu am spus două să luăm lui Alex și trei Ariane. Da. Dacă găsim trei și lui Alex, să luăm trei. Vreau un glaun. În magazin. Da, și lui Alex mască. M-a rugat foarte mult. Mămica, ia-mi mască. Da, cu leu. Și am luat așa cum este leu. A să o legăm puțin dacă o să fie mare. Uh-huh. M-a rugat neagră, sfiș cum desia. Uh-huh. Și mie mi-am luat o măscuț. M-am săturat din ăștia. Am venit la un magazin, dar îmi dușim în trei. Unde să le port? Împrejur o greză când caut. Nu, nu, dar pe el de casă. Casă nu-s de... Să te joci cu plasmus. De plasmus. E frig afară. Da, frig. Mi-am luat câte ceva. Da. Mulțumesc mult. Sergiu s-a luat înaintea mea zilele mai trecute. Da. Haine, dar n-am filmat. Uh-huh. Și acum mergem să mâncăm. Hai să trecem pe la Mec, să mai trecem încă la un magazin de jucării, să reușim. Uh-huh. Ca să reușim, mergem, facem un Mac Drive. Și încă magazin și acasă. Da, și acasă. Bună seara, bine ați venit la Mecca. Bună seara. Două cheeseburgeruri. Eu mi-am luat două cheeseburgeruri. Cristina, creveți și un cheeseburger. Și niște... Cașcaval prăjit, trei bucăți. Cartofi și... și asta? Cașcaval prăjit. Camembert. Prăjit? Cașcaval prăjit, da. În palnea. De mult n-am mâncat Mec. Și aici... E... S-a mai încăput aici cartofi. Era mașină pentru mie ca asta. Vezi, uh-huh. Și super. Mâncam repejor și... Prima dată, mai de mult n-am mâncat singur Mec. Mergem mai departe. Când mâncam împreună cu familia, copii, nu mai mâncam normal. Da. N-ați un cartof. Conarea n-a deschide cutia. Prea cutia lui Alex. Da, da. Astăzi mâncăm în liniște. Am ajuns acasă. Da. Ce ați făcut voi fără noi? Ați fost cu minți? Da. Nu știu. Da, precis. Ariana, ai fost cu minți? De cinci. Hai mai scoate să vedem ce mai trebuie. Hai scoate din geant. Scoate din geant, hai. Hai că ți-ți place să scoți. Nu ales. Nu e ales. Totul pentru mami astăzi. Da. Aceea ce am mai luat am lăsat în mașină. Mama. O bleziță. Da, o bleziță. Cine ceva a dat comandă? Oare a cui este această mască? Cu tigru? Nu cu tigru, dar cu leu. A cui este oare masca? Cine este leu în familia noastră? Cine a dat comandă de mască neagră? Mască roșie! Nu te-ai dat, nu și-o dat seama de la asta. Știi, mamă, mi-am crezut că mască de asta pentru fost. Nu, nu. Ce e? Rena, nu e pentru tine. Mami, ți ți-o cumpărat altceva? Ca să nu fii cu supărare? Ți ți-am cumpărat acuși să vedem. Asta e lui Alex. Asta e lui Alex. Bine? Ia să vedem ce mai este în geantă. Ia duci mai vezi ce mai este în geantă. Mama, ți-o luat. Mami, oh, nu. Acuși îți arăt eu. Ți ți-am cumpărat și ți. Oamenii... Ar vrea să nu poarte mască, dar ei se reglează. Ia să vedem. Ia-mi pune-o, Alex. Mai mic, să o facem de dată. Păi nu, pune-o și în oglindă ai să vezi. În oglindă trebuie să te uiți. Așa. Da, cu nasul sus. În oglindă vreau să văd. Stai, 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 care special. Da, da. A, îți place? Da. Leule. Leo, lui tata Leo. Așa, ai să o porți afară, da? Mhm. Închide ochii, Ariana, închide ochii, închide ochii. Gata, deschide. De mai. Pentru fetițe. Ha? Nu e Minnie Mouse, e... E pentru mami, da. E pentru mami, dar lasă-o poartă puțin, Ariana, vezi că e... Aici e mască pentru mami. Alex, am luat mască, Ariane, i-am cumpărat... Pix! Nu! Pentru... Da! Buze! Poftim, cu plăcere! Super!
Căluț. Ia, fă-ți buzele să vedem cum le face Ariana. Sunt frumos, ce culoare sunt. Ia să vedem. Căluț. Da, căluț. Să-l păstrezi, bine? Bine. Acesta este doar al tău. Bine? Da. Hai, fă buzele să vedem. Ia să vedem. E roz, ce frumos. Ba, cum face Rana? Mă. A căpșună miroase. Cășun. Ai închide și pune unde îl pui? La tine nu o daie? Da, mama, ți-ai spune mască, da? Hai să punem și mască. Hai. Stai, mami, ca să facă mai mic. Super mască. Îți place, Alex? Mm-hmm. Acum iau masca mea, nu pot să portea. Păi da, doar a ta. Măștile sunt personale, nu trebuie să purtăm unul de la altul măști. Da, ți vine asta masca? Îmi vine, dar eu am masca mea, eu nu suport pe a ta. Fiecare își poartă. Da, fiecare cu masca lui. Adică asta masca... Hai cu urechile lor, Ana. Păi urechile astea, mițitele. Hai, na, vină. Vrei te-a luat, Alex? Hai, hai de puțin să o încerci. Da. Oricum, doar o să o probeze, e pe urma să uite de ea. Așa că frumos miros. Dar parcă ceva... Căpșuni. Nu, tu miroase. Nu, buzele tale miroase. Buzele tale miroase. Buzele miroase. Haide, mama, să te ajut. Să te ajut? Haide. Nu așa. Dar cum? Așa. Nu, mami, eu trebuie să... Nu, nasul sus. Nasul sus. Așa. Așa, da. Haide, mama, e mai aproape. Ce fericire! Măștile astea, așa fericire pentru copii. Dar tu cu... Poftim! Mama, închei! Oglindă? Ia uite aici la oglindă, poftim! Vezi? Vezi? Sigur ai! Cine ești? Vrei acolo? Leoaică! Nu te mână... Tati, nu cum am îmbrăcat de pauză. Îți place? Cada noastră? Când azi ne instalează băița cada. Și tati s-o pui? Da, nu, Aliana să... Vrei să-mi pui tu? Da. Hai. Wow. Am să o clătesc. Alex, nu superi. Aceasta este doar al... Da, tati, știi cât stă foarte bine. Așa? Ia uite. Uite oglindă. Știi ce stă bine? Îți stă foarte bine. Este deja ora de culcare. Spăla dințișoare. Noapte bună. Noapte bună. Te-ați venit la mai? Ce să fac la voi? Frumos cum ai dormit? Da? Hai duci și te pregătești. Hai și-ați venit la voi. Deci am mica spală. Mariana unde? Citește. Citește? Să vedem ce citește Mariana. Vreme, citește, dar e dezbrăcată. Ariana, citești? Te-ai speriat, scuze. Scuze. Ariana, citești, da? Iubi Ariana Primacă. Dar la Nani nu vrei? Asta e mix minut. Ariana e cartea. A, citești cartea? Da. 5 minute? Pe cui? 5 minute? Da. Ok. Când a terminat culcare? Și ce cu bardacul ăsta? La tine niciodată nu-i curat arena aici. Gata. Am mai trecut o zi din viața noastră. Sper că și voi ați avut o zi faină. Nu uitați să zâmbiți mai des. Eu mi-au rămas bun cu voi. Pa, pa.